Guvernul intenționează să-și asume răspunderea pentru legea salarizării unice din învățământ. Asta înseamnă că statul nu va mai ține cont de majorările salariale câștigate în instanță de dascălii suceveni și botoșăneni. De fapt, profesorii din cele două județe sunt singuri afectați de actul normativ care va plafona salariile cadrelor didactice din toată țara în 2011. Această lege nu plafonează sau îngheață salariile din învățământ. Actul normativ este impus de practicele neunitare de încadrare a cadrelor didactice, având în vedere reîncadrarea unora dintre profesorii din învățământul preuniversitar din unele zone ale țării, în special Botoșan și Suceava, cu salarii majorate cu 50%, a afirmat premierul Emil Boc. Primul ministru a subliniat că pentru 95% din cadrele didactice, aplicarea acestei legi nu va conduce la o diminuare salarială și vor fi plătite salariile la nivelul lunilor anterioare. Emil Boc a mai spus că legea va fi adoptată deoarece guvernul nu are bani pentru majorările salariale ale cadrelor didactice.